Bună ziua, sunt doctorul Cristel Andrei la Institutul de Relații Umane, iar acesta este un video articol la dispoziția colegilor psihoterapeuți despre atitudinea pe care încercăm noi să o sistematizăm când pacientul îți arată că e convins că suferă de boala Lyme. Boala Lyme este diagnosticată tot mai frecvent în țara noastră de către pacienți și foarte puțin încă de către medicii de boli infecțioase. Ea este transmisă de mușcătura de cătușă și se manifestă într-o primă fază prin simptome de tip pseudogripal, destul de accentuate, dezgomotoase, de un element cutanat caracteristic la locul mușcăturii și apoi de diverse afectări ale sistemelor organismului, sistemul osteoarticular, dar și sistemul nervos. Unii pacienți vin în cabinet cu manifestări ușor anxioase, dar în același timp parcă au un fel de revelație, că au descoperit în sfârșit care este cauza stării care durează de ani de zile în sănătatea lor. Unii se manifestă, spun că se manifestă boala cronică prin oboseală, prin imposibilitatea de a-și mai îndeplini îndatoririle sociale și profesionale. Alții relatează dureri în diverse părți ale corpului pe care de obicei medicii de medicină generală și chiar și cei de la urgență le categorisesc drept afectări psihosomatice și apoi, în sfârșit, pacientul ajunge în cabinetul dumneavoastră. El a descoperit probabil pe internet că boala Lyme explică foarte multe lucruri. A descoperit că în România nu este cunoscută boala suficient din partea medicilor. În Statele Unite chiar există termenul de Lyme Literate Doctor, adică medic care știe despre boala Lyme. În timp ce aproape 95% din medicii de medicină generală din România nu au auzit de această boală și nu știu ce să facă în fața pacientului care acuză diverse simptome, polimorfe de altfel. Unii pacienți au trecut prin clipe destul de grele, pentru că au fost medici care, văzând gremeneul, pe care apar diverse zone de demielinizare, le-au pus un diagnostic prezuntiv de scleroză multiplă. Apoi, văzând că nu este cazul și că imunologia, testele imunologice arată imunoglobuline M, de exemplu, crescute, pacienții au intrat în colimatorul diversilor infecționiști și astfel au aflat că s-ar putea să sufere de boală Lyme, o boală cronică cu un tratament destul de agresiv. De ce semnalez această situație? În primul rând pentru că pacienții sunt într-o confuzie care durează mult timp, apoi pacienții consumă multe resurse materiale, dar și emoționale și sociale pentru a-și lămuri diagnosticul și pentru a își vindeca boala. Tratamentul clasic al bolii Lyme este cu antibiotice în cure prelungite și repetate, uneori intravenos, destul de agresive, care afectează ficatul, dar și multe alte sisteme ale organismului. Spuneam că pacientul intră ușor anxios, dar și ușor entuziasmat de faptul că și-a pus singur diagnosticul pe internet. În țara noastră se manifestă două fenomene regretabile. Unul este că pacienții au ajuns să-și pună diagnosticul prin examen microscopic pe câmp întunecat la un cabinet de medicină veterinară din București. Altul este că mulți pacienți au descoperit că există un medic în Ungaria care îi vindecă și care le pune diagnosticul foarte repede. Colegii mei din România, cei din boli infecțioase, consideră că este vorba de aproape o șarlatanie în cazul acestui medic. Cert este că ești în fața unui pacient care are unele manifestări, le poți interpreta fie ca fiind psihosomatice, o nevroză de conversie, fie ca fiind o boală infecțioasă pentru care trebuie să-l trimiți înapoi la medicul infecționist. Din experiența noastră al contrazicere pacient în revelația lui că are boală Lyme, este o mișcare greșită, cel puțin pentru început. E important să folosești o vreme terminologia folosită de el, pentru că are nevoie să raționalizeze ceea ce s-a întâmplat cu corpul lui de-a lungul anilor și astfel să simtă că ai o alianță terapeutică cu el. În al doilea rând, cred că este foarte important să comunici cu medicul infecționist în care el are încredere și care îl tratează, să sperăm.
Se va descoperi că foarte mulți dintre acești pacienți, aproape 90% dintre cei care consideră că au boală Lyme, nu au această infecție, lucru care trebuie demonstrat neapărat printr-o încrucișare de investigații, atât în ceea ce privește imunoglobulinele, cât și în ce privește testul Western Blot, specific anticorpilor antiborelii. Examenul microscopic al boreliei este nesemnificativ, pentru că borelia rare ori apare în sânge, în cantități atât de mici încât este o loterie să o găsești la microscop. De aceea, pacienții care spun că au dat peste un medic care le descoperă borelia la microscop și că sunt convinși că acel agent patogen este prezent în sângele lor, trebuie să știți că sunt prinși de o escrocherie medicală. Susținerea pacientului este foarte importantă, dar și colaborarea cu medicul infecționist este la fel de importantă. Boala Lyme este un mister rușinos într-o eră în care diagnosticul este atât de la îndemână și tratamentul este accesibil pentru toți oamenii. Vă urez succes în întâmpinarea acestor cazuri. La revedere! Era să uit. Documentați-vă despre boala Lyme. Încercați să vedeți pe internet cam ce comunică pacienții între ei cu privire la această boală teribilă, dar stați de vorbă și cu medicii de specialitate. Dacă observați că un medic nu știe aproape nimic despre Lyme, nu vă jenați să-i explicați sau să-l trimiteți să se documenteze. În același timp, cred că este important să le dați pacienților speranță, pentru că dacă sunteți alături de ei, vor înțelege treptat în contactul cu medicii de specialitate că fie nu au boală Lyme, fie aceasta poate fi tratată corect. La revedere!